Mihai 1-1 cu Șurianu Seveș, primul meci în care nu ai câștigat cu o echipă angrenată nu prea pentru titlu, având în vedere că în Dur ai bătut pe Sfântimru și pe Vinț. Ce pot să spun, că am întâlnit cea mai bună echipă care am jucat până acum. În prima repriză am avut șansă pentru că și-au creat vreo 5-6 ocazii de gol. Noi am avut două lovituri libere, puteam marca și noi. În a doua repriză am echilibrat. Și dacă Paul Joldeș ar fi fost mai inspirat la acea imensă ocazie, poate am fi câștigat. Eu nu pot decât să felicit echipa din Sebeș pentru cum joacă fotbalul care le talează. Cred că a fost un meci peste nivelul Ligii a 3-a astăzi. Îmi felicit jucătorii pentru efortul depus și pentru modul în care s-au mobilizat. Îl felicit pe portar, pe Cătălin Suciu, pentru evoluție, pentru că el ne-a ținut în viață, să spun așa, prin intervențiile avute și le mai spun așa, muncătorilor de rahat, între ghilimele, Unirea își va apăra și va juca tot timpul pe teren, indiferent de adversar. La un meci putem, la altul nu putem. Da? Sunt copii, creștem copii și încercăm să învățăm în spiritul fair play. Așa că fiecare să-și vadă de echipa lor, să nu mai dea indicații cine să bată 11 metri, cine să-și vadă de echipa lor și să câștige meciurile pe teren. Noi am avut o evoluție, o repriză a doua foarte bună. Nu pot decât să-mi felicit copiii și le doresc celor de la Șurianu Sebeș să ajungă la baraj. În minutul 85, când au marcat, ei mai credeai că se poate schimba? Da, am crezut pentru că am urmărit foarte multe meciuri de al lui Șurianu Sebeș și era într-adevăr foarte greu. La momentul am mutat cu doi atacanți și am încercat să punem o presiune pe linia lor de fund, deoarece cei de la Sebeș făcuse mai multe schimbări ofensive și aveau mai mulți atacanți în teren. Cum să spun, nu sunt un stăpânitor al regulamentului, dar în situația când am scăpat 4 contraportar, în ultima fază arbitru a fluierat sfârșitul jocului. Dacă o făcea mai devreme, când ei au scos mingea din care, era ok, da. Una peste alta, un arbitraj bun. În acest retur de campionat, Clubul Unirea Albenea nu se poate plânge la nivelul arbitrajelor. Am fost respectați de nume arbitru și le doresc multă baftă în continuare și sper să fie la fel, pentru că mai avem pentru noi o finală de jucat, să arătăm, sau copiii să arate, și aici mă refer meciul de la Mureșul Vințul de Jos. Fac un apel și către președintele AJF-ului, vom înainta un memor prin care dorim amânarea meciului cu Mureșul Vințul de Jos, deoarece, nu știu dacă v-am anunțat, Cătălin Suciu este convocat la Naționala Under 18 pentru un meci amical cu Naționala Italiei și s-a văzut și azi cât contează acest copil în evoluția echipei. Hai, mulțumim!